Ok, pregătim mașina pentru a fi dusă la vopsit și începem să luăm jos de pe ea tot ce putem lua, adică să o chelim, alte cuvinte. Începem cu pragurile. Pragurile. Dăm pragurile jos. După care o să dăm și farurile, probabil. Bara față, bara spate, bandouri, semnalizări, chedere, oglinzi, tot. Cheală, cheală, cheală. Made in Taiwan. Hai să vedem ce praguri avem aici. Made in Taiwan. Taiwan. Să-l vedem la cameră. Frumos. Frumos, da. Mătuit tot, hai de el. Las că o să vină altele, no stress. Ăsta e mai fain, că n-are nici semnalizare, adică sticlă. Empower. Empower-ul este jos. Prindere extraordinară. Și am închelit mașina. Cheală. Hai că de loc o și vopsim. Imediat. Și ce-o mai rămas din contrarii, pe de la prea multe drifturi. Na, hai să luăm și capitonajul de pe capotă, pentru că capota va veni vopsită separat. Și nu numai capitonajul, o să luăm și grilele negre de acolo, ștergătoarele, plasticul acela de acolo, precum și diuzele acestea, stropitoarele pentru spălat parbriz, totul jos. Yeah. Parcă locul ăsta a fost făcut anume pentru ele, să intre acolo firele. Uite, pui acolo pe perete, la locul de aici. Cinste. A, așa. Aici sunt proiectele. Tac. Yeah. Bun, să continuăm cu oglinzile. Care e prins într-un șurub și ăla nu a lui.
Mamă, cum o stat. Deci mașina asta te mire că nu le-au pierdut toate pe drum. Pe drum. Păi, dar nu vara, probabil. Ce, hai de capul meu cum a ieșit. Și ăsta e rupt. Adică stătea numai într-unul ăsta, ăsta l-a rupt. Da, frumos. M-ul. Plastic de toată proastă calitate. Bă, îs M, îs M. Pa două, de două trebuie de da, da. Yes, sir. Deci au pus distanțiere. Cât de tehnologie. German technology. Să nu pice jos. Nu, să nu dea avere. Asta e avere, mă. E scumpă, nu găsești. Atâta tot. German technology. Give it to me. Continuăm să scoatem și ornamentele, dar pentru a scoate ornamentele acestea avem nevoie să scoatem altceva. Adică fața de ușă. Hai cu fața de ușă jos și ornamentul. Asta e rupt, asta trebuia să fie de plins de ăsta. Nu, mi se pare. No, dar și pe la jos, dacă tot am ajuns la etapa asta. Da, și partea aceasta este chelită la maxim. Pragul jos, chederele jos, ornamentele cromate jos. Oh, ce tună. Aici jos tot, ornament, bandouri. Tot, hai să trecem și pe partea cealaltă să finalizăm. Come on. Mai și finalizăm. Este cu finalizare. Finalizare.
Și în sfârșit am dat jos săbile de samurai. Haia! Și încercăm să dăm jos și ornamentul acesta mare de crom sub formă de U din spate de la decapotare. Avem câteva șuruburi care îl țin. Cum ar fi aici, aici, aici și câteva acolo. No, hai să le dăm jos. Gata, ține-o. Hai să trecem și la partea din spate, să dăm jos de pe ea tot ce putem. O să dăm jos stopurile, bara, probabil și stopul acesta mic de frână, emblema BMW de acolo. Capitonajul am dat jos deja. Hai să ne apucăm la treabă. Mai urmează să dăm jos și scaunele față. Probabil și ele vor intra la retapițat împreună cu tot interiorul. Bun, hai să luăm și scaunele din față ca să fie totul pregătit. Avem nevoie de o tubulară de 16. Să desfacem șuruburile și, bineînțeles, să se desfacă ușor, punem și VD40. Și am reușit să luăm și scaunele față, pasager și șofer jos. Acum am eliberat frumos mașina ca să poată fi dusă la vopsit. Hai să aspirăm puțin interiorul, să facem puțină curățenie. Și prieteni, am reușit să facem și curat aici înăuntru. Am scos scaunele, vedeți, am pus aici un taburet. Un scaun modern, așa, să putem transporta mașina la vopsitor. Totul a ieșit bine până aici. Am pregătit și bara spate aici, bara față acolo și toate mărunțișurile acestea, oglinzile, ornamente, grile, praguri. Totul este pregătit aici, să încărcăm în mașină și să plecăm cu toate la vopsitor. Da, să așteptăm platforma să vină, să încărcăm mașinuța pe platformă și să mergem la vopsitorie. Ok, prieteni, suntem a doua zi. Are să mergem la garaj și să ducem BMW-ul E46 Cabrio la vopsit. Hai să încărcăm mărunțișurile acestea, bara spate, bara față care avem acolo. O să le încărcăm aici în mașină și după care o să scoatem BMW-ul, îl urcăm pe platformă și plecăm cu el la vopsit. Lăsați în comentarii ce culoare credeți că o să-l facem sau ce culoare credeți că dă bine pe el. Yeah.